Astea din spate sunt noile mele jante. Hai să vă arăt cum am făcut asta. La 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 ta ta. Sunt niște rele aici puse la expoziție. Le punem și mergem pe calea ferată. Uite un cal! Și avem pe doamna deja spasă care așteaptă. Da, sunt calul. Poți arăta mai bine. Bă, chiar mașina ești nebun la cap? Cum v-am obișnuit, în seria în care modific mașina asta aici alături de Wiz, am sunat înainte la băieții de la Autovariant. Vrem să venim și noi să ne uităm de niște jante pentru că vreau să îmbume mașina. Le-am dat așa niște detalii și au zis, bă, s-ar putea să avem ceva. Aici. Mamă. Dați așa că sunt niște rele aici puse la expoziție. Băi, Wizule, pisică cu așa jante mâncate. No, da. Nu, e stovere. Bling, bling style. Bling, bling style de astăzi. 2 de euro, cred. Așa nu clar, că băieții au pregătit super bune aici. Bine, eu am venit aici la recomandarea lui Wiz. El s-a ocupat, el a vorbit și e real gen. N-am plătit niciun ban să zicem toate chestiile astea. Bă, dar-s concave astea, tu vezi? Păi e, da, pe asta sigur e de față. Pentru că nu e concavă, e la față și asta se despoate că e concavă. Sunt în două lățimi, hau, bau, hau, ca BMW-ul, știi tu? Nu ca la concurență. Bine, el e un fanboy BMW. Eu nu sunt, nu mă urăsc pentru asta. Nu, îmi place doar BMW. Nu, mă, nu, hai să-l schimbăm și hai să ne uităm și uite BBS-urile astea. E? Da. Parcă pe pisică vin mai bine BBS-urile. Ciudat că te duci să vezi foarte multe jante numai pe care o vrei. Adică toate sunt frumoase. Da, da, că am mai dreptate. Wow. Da, așa. Uite ce e aici. Bă, și asta stă pe pisică. Bine, la astea mă uit că mașina e mai veche și na, nu ar merge să punem astea, astea demn, nu? Da. Da. Ești departe puțin de adevăr acolo. Da, sunt un pic departe. Ce-i care îți place? Bă, uite-o pe asta! Bă, la asta mă uitam și eu și e mișto că e ventilat așa, că are puține spiții și poți să ai și grijă de ea, adică o speli super ușor. Nu știu, eu sunt fanul ăla, dar trebuie să ai mereu grijă de jante, să fie curat. Eu sunt fanul ăla care nu spală mașina de obicei. Adică dacă îți arăt acum mașina, dacă mergem la ea, e plină de praf, de tot ce s-a mai pus pe acolo. Bă, ce s-a astea? Mă, îndrăgostit, ești prost. Punem de astea, dar uite. Dacă ai avea tu banii din lume, pe care le-ai luat? Acum? Da. Banii jos, da? Banii jos. Îmi plac mult astea, alea de afară, și astea și astea. Astea îmi plac rău de tot. De cât sunt astea? 19, cred. 19? Și pe pisică nu mi-încam, nu? Există bută, să rămâi mari. Ah, ok, deci tot ce văd aici pot să pun o mașină, da? Da, să zic că le poți pune chiar plug and play. Astea? Astea. Sincer, pentru mașina ta și far și... Astea, nu? Da. Adică și eu tot la astea mă gândeam. Chiar far, ok, astea pentru pisică. Sunt totuși pe 18, dar merge poate mai bine 17, dar... Cu e janta mai mare, cu atât e mai bine. La 1.6 nu. Ce n-are mă 1.6 pe mașină? Eu. Eu n-am. Eu am 2 ochi. Ba, acum când am ajuns aici la fața locului și văd atâtea jante, ba, asta e ceva schemă de-a lor, că vă uită pe asta ce frumos e, dar auto pe asta ce frumos. Să întrebăm de astea? Da. Real, tot ce e aici e o ZN, gen. Dar astea cred că merge cel mai bine pe pisică. Nu știu, au așa o chestie de poți să le pui pe mașină mai veche, dar și pe mașină mai nouă. După 10 minute de stat și uitat la navele astea spațiale, tot nu știu, că ideea e că am mașina aia, da? E veche. Tot ce e aici e mult prea nou pentru mașina mea și ar da urât să-i pun jante de astea. Înțelegeți? Gen, dacă avem și eu un seria 5F10, o altă mașină gen mai nouță așa, aș fi putut să iau ceva de aici. Da, dar uite cât de tare e janta asta. Bă, chiar e tare. Uite-o pe aia de pe perete. Ok, asta ca asta, dar aia? Aia, cum e? Mecheră rău. Șonul de la ulei ăla, eu cred că dacă îl scot, nu mai încurge ulei, cred că e jeleu acolo. Pun de Porsche? Da, pune de Porsche. Dar ție îți plăcea să-l iei în altă parte. Nu știu care ai fost, dar cineva mi-a furat de pe jante 3 capace de BMW. Într-un final am ajuns să luăm și pe Wiz după un drum de 50 de minute. Oameni buni, trebuie să mergem la capătul pământului să luăm jantele. E n-ai la altă parte, trebuie să urc pe autostradă, pe A2 să mă duc. M-am uitat pe Wiz, scrie Unknown Road. Băi, ești okay? Am găsit niște jante tare rău de tot și cu aptitudinile mele de samsar, cum mă descurc să scad prețul la orice, deloc. Ăla e prețul fix. Am încercat, am întrebat ultimul preț, n-a vrut, gata, e. De-abia aștept să ne luăm la revedere de la capacele astea. Astea sunt pe 15, cele noi sunt pe 17, deci o să trească să cumpăr și cauciucuri. Ele au cauciucuri, dar sunt de vară și eu nu vreau cauciucuri de vară, că vine iarna. Eu am uitat că am pragurile în mașină și acum le luăm și pe ele la drum, mergem în Fundulea. Sper să ajungem în viață și să ne întoarcem cu jantele acasă. 42 de minute. Nașpa e că n-au cauciucuri și eu nu o să le pot testa, să văd dacă îmi intră la ba, mașină da, sau... știu! Le punem și mergem pe calea ferată. Am ajuns în pădure. În stânga mea e o cale ferată, eu nu știu dacă merg bine. Vedeți și voi cât de bun e drumul, da? După cum se mișcă camera, cum sari eu pe aici prin mașină, nu vreți să știți cum să uiți. Salut, oamenii din Fundulea! Avem 20 de kilometri de autostradă, în dreapta e gol. Bă, dacă tot mergem în Fundulea, eu acum sunt pe A2. Ia uite, Constanța, Fundulea. Nu mergem și până la Mare Wiz? Să ne facem și noi viața, mergem în club, spargem toți banii. Spargem. Am toți... 5 lei! Planurile spontane sunt cele mai tari. Mergem și noi la bar, mergem și noi la mare, spargem toți banii pe care îi avem. Ne întoarcem acasă, dar ne întoarcem cu amintiri. Ia uite, bă, Wizani, ce mergem noi ca prieteni pe autostradă, la drum lung.
ce era bine să luăm? Adevărat o pătură de aia de picnic, un salam de la să-l tăiem cu ce apucăm prin mașină. Roșii? Să rupem, mamă, niște roșii, niște telemea de aia forță. Mamă! Cum era? Hai să-l dă la cu muștar! Mai avem 11 minute. Mi-e frică să-i dau mai tare la mașină, am mers cu 100, că suntem pe autostradă. Mamă, dar unde suntem, frate? Bă, uite-te, uite, bă! Frate! Uite că ți-ai! Vreau să-i mângâi. Au plecat, bă, le e frică. Alo, bună ziua, eu am ajuns aici în față, am intrat într-o curte mare, nu știu, ceva, fabrică exact, sau... Exact, sunt niște blocuri acolo. Exact, sunt în fața unei case portocalii acum. Atunci facem un fel următor. Eu întrezi puțin că-s pe autostradă. Ok. Mă aștept acolo și te văd, zi-mi ce mașină. Am un BMW 36 gri cu un spoiler galben, o să-l vedeți. Avem jantele! Chiar sunt foarte, foarte excited de ce o să se întâmple, vere. Jantele schimbă 90% din mașină, adică le vedeți pe astea, dar ele, astea sunt gen capace. Înăuntru sunt jante din alea urâte de tablă cu rotunzuri în ele. Bă, mă murdă. Rotunzuri? Hai să vedem cum o să arate mașina cu jantele noi. Bine, momentan nu o să vedeți, mai târziu puțin în vlog. O să vedeți cum arată de fapt mașina. Acum trebuie să urmărim mașina din față. Trească voi, ați auzit de satul ăsta? Eu am auzit de secele. Sunt foarte mândru de mine că n-am spălat mașina înainte să vin aici. Băi, băieți, eu cred că ne luăm cheie, gen, pe bune. Suntem nicăieri și am trecut și pe lângă un cimitir. Tu vezi cum sunt cu mașina, nu? Gen, dacă întind mâna... Deja cred că vin pe tine. Uite un cal! Deci aici e mai practic calul ca mașina de 10 ori. Păi, pe bune, băi, mi se demolează mașina. Uite că e, uite, oi! Uite, băi! Ia vezi, mă, porci. Așa nu, stai că sunt voi. Ce e asta cu cătulum? Ce e aia cu cătulum? Ce e aia cu cătulum? Grisca, cred. Mamă, ce frumos miroase. Vomit. Păi, dă, nu stă focus de la miros. Suntem la jante, uite-le aici. Mi-au zis niște băieți că ai avut pe un Seria 1 sau ceva. Bă, sunt frumoase, sincer. Model unicat pe care voi nu-l mai găsiți, nu-l găsește nimeni să poți să-l cumpere. Pentru că au fost făcute în 1995 pentru M3. Tot ce a fost Seria 3, cum e E36, au fost dedicate pentru M. Și sunt foarte puține în lume, dacă auzi pe Google, găsești la mine și la în Anglia un set și în China un. Și atât. De asta sunt banii care sunt unul la mână și sunt speciale. Bă, mă simt bine. Da, am venit până aici, le luăm. Asta ne-a grăcie. E o buză pusă ca să nu se ciopească dacă voi o dai jos și dacă nu o lași așa. La cât de prost sunt eu, cred că le las cu astea. Suntem cu jantele în mașină în sfârșit, frate. Fișori! Au trecut 2 luni sau 3 sau 4, nu știu cât au trecut de când am mașina și când am văzut am zis, bă, neapărat vreau să iau jante. Uite jantele în spate, hai să le montăm pe mașină. O nouă zi, o nouă aventură, avem jantele în spate și fain frumos, astăzi o să mergem la vulcanizare, să le cumpărăm cauciucuri. Nu știu dacă o să le pun cum vreau eu să le pun, trebuie să ajung acolo să văd cum arată și așa mai departe. Dar hai să vedem tot procesul ăsta înainte. Bă, scuze că am filmat atât de mult în mașină, dar am stat foarte mult în mașină. Ne vedem de la vulcanizare, unde fac 50 de minute. Bismillah. Și poate sunteți câțiva dintre voi care vă întrebați, bă, Robi, de ce nu spui tu astea singur? Ei bine, nu știu să pun niște cauciucuri pe jante singur și am văzut pe net că gen e ceva chestie care învârte janta și pică cauciucul. E mai greu decât pare și asta nu știu dacă pot să le fac singur. Nu știu dacă o să pun eu mâna pe șurubenii sau pe ceva să pun eu jantele, dar ai un pic de ajutor acolo, nu strică. Uite, astea sunt jantele de care vă ziceam vouă, că sunt gen capacele astea de bere urâte și urmează să le schimbăm cu astea de aici. Dimensiunile la cauciucuri vor fi 205x50x17. Nu știu dacă o să stea cum mă gândeam eu să stea, că normal trebuie să iau mări mai mici, dar nu vreau să mor cu mașina. Și avem pe doamna deja scoasă care așteaptă. Hai să vă arăt acum de ce nu puteam să pun eu cauciucurile singur, pentru că am nevoie de mașina asta și nu am mașina asta. Nu. Ah, ok. Tare. Cam așa arată în momentul de față mașina. E pusă pe elevator și din ce ați văzut mai devreme, evident că nu puteam să fac eu toate chestiile astea singur în fața casei, că nu am mașina aia, nu am pompă, nu am nimic. Trebuie să stau, frate, să mă chinui să pun cauciucul, să dau la pompă, să mai pierd și aia. No. Am ajuns la Gami acasă, regele tuningului. Ia zic cum e. Da, știu. O strâng așa ceva. S-o scot, nu? Logic. Le arată bine. Bine, dar trebuie spălate, da, jantele. Da, trebuie să le spăl și asta nu o să fie culoarea mașinii. Da, jantele, da, nu sunt rele, dar nu sunt cea mai bună formă. Adică trebuie să în primul rând să le speli, trebuie să dai jos protecțiile alea, dar ce... Suntem fraieri. Ești tu niște capace noi nouțe. Vezi că poate găsești din alea center lock. Să stea pe loc, gen, când se învârte? Da, 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 da. Păi normal banda asta neagră nu trebuie să fie, ăla e adeziv. Și asta e pusă ca să nu lovești janta în borduri. Merge lipită cu scuipat? Băi, aș încerca, da. Daniel mecanicul. Stai, da, pe ele. 500 de euro.
Cât dă cu cauciuc, cât dă cu montaj? 500? Da. Păi la bani ăștia-s lui noi. Cu rugina asta pe aici, ce e robină? Se asortează cu jantele, o păstrez. O sunt, da, când le mai prezint și tu așa. Oalele în pisici, măsii, să le vadă omul ca lumea, nu să vadă jegul pe ele. Te-am prins pe tine aici, am să mai fac și niște vizualizări cu Daniel. Da, mă, sunt ca lumea. Ia zi, băi, sică, ce părere ai de jant? Nu arată cu puțină mai mașină, băi, gen? Băi, ideea de NFS ești nebun la cap. Asta am încercat să fac. Ce culoare crezi că ar merge cu jantele astea? Mov, așa. Sunt jantele de 15 ori mai mechere decât alea vechi erau. Bă, ia altă mașină, ești nebun la cap? Solaș. Solaș. Da, păi nu știu dacă mai faci ceva, dar pot. Țeavă goală. Țeavă goală. Folii pe geam, frumos, plafon cu steluțe, volan de M. Ei drept ar trebui să iau și un schimbător, că nu mai am. Bă, dar chiar arată mașina, începe să arată mașina, ești nebun la cap? Ia vezi unghiul ăsta aici. Îl avem aici pe Mădălin care 100% n-a văzut. Deci că am venit să-ți cumpăr mașina. Ce părere ai de jante modă? Că mie îmi plac jantele astea de culori mai nebune și astea sunt niște jante foarte frumoase ca model. Dau a BBS-uri. Bă, sunt mișto, știi că și bă, jantele mele sunt o culoare asemănătoare, dar puțin mai închisă. Mie îmi plac mult. Mă te rog eu, fă ceva cu ăsta. Cât de curând o să vopsesc mașina? Nota pentru jante este un 9 soli. Îmi plac jantele mult. Cum sunt? Așa galbine? Hai pe ăsta, lasă-l, ăsta nu contează. Dă-le o notă. L-a oprit domnul ăla cu X6-le și m-a întrebat ce motor am pe asta și m-a bufnit râsul și a zis că 1.6. Am văzut. Wow! Cele mai tari jante insane! Nu fii cuiva, zi sincer, părerea ta. Și nu le-am mai văzut niciodată, e prima dată când le văd. Sunt foarte tari, dau nota 9 din 10. Cea mai mare notă pe care ți-am dat-o până acum la mașina asta. Foarte tare, ce pot să zic? Sunt niște jante!